Ei, oameni dragi, bine ați revenit pe acest canal. În sfârșit mă pun și eu să filmez. Un pic cam târziu acest clip. Am încercat să-l filmez, dar m-am dezobișnuit de a filma cu camera mare și am avut tot felul de incidente, probleme și sper că data asta să fie ok. Și cu microfonul și cu tot, sper să nu se audă zgomote foarte ciudate. Încerc să țin telefonul destul de departe de microfon, cu toate că o să am nevoie pentru acest clip de telefon, pentru că acolo m-am uit pe Goodreads și mi-am mai făcut diverse notițe în legătură cu cărțile pe care le-am citit și o să am nevoie de el. Sper să nu intervină foarte, foarte mult. În orice caz, astăzi filmam clipul cu ce am citit în 2022, dar înainte de asta o să fac o introducere un pic mai lunguță, așa că o să pun aici minutul la care puteți să vă uitați. De fapt, o să încerc să pun timestamps din acelea cu fiecare carte în parte, sper să reușesc. În orice caz, momentan las minutul aici, în caz că nu o să reușesc să fac asta. O să las minutul în care încep să vorbesc despre cărți. Ca și o introducere. Nu știu dacă sunteți noi pe canal sau nu, o să fac același disclaimer pe care l-am mai făcut de atâtea ori în legătură cu ce citim. Pentru că există multă ură și multă controversă pe internet în legătură cu cărțile pe care le citești. De exemplu, multă lume judecă alte persoane că citesc cărți romance, că citesc cărți fantasy, că citesc cărți de adolescenți, YA și așa mai departe. Ceea ce pe mine, când aud chestiile astea, mă irită, efectiv. N-am nimic cu fiecare care are o părere despre o anumită carte. Pentru că la multe dintre aceste cărți pe care o să vi le arăt eu astăzi, știu că sunt păreri împărțite. Unora le place, altora nu. Pentru unele persoane li se pare o carte oribilă, pentru alții acea carte este minunată. Trebuie să punem în balanță, eu o să vă povestesc pe scurt despre fiecare carte citită. Acum voi o să decideți dacă vreți să o citiți, dacă vreți să vă avântați în acea lectură. O să mai fac încă o mențiune. Pe anul 2022, da, am citit 51 de cărți, dar mai mult de 90% dintre ele sunt cărți romance, care sunt categorizate la partea de 18+. Unele sunt dark romance și altele, mă rog, sunt romance normal, dar nu le recomand persoanelor sub 18 ani. Știu că am și urmăritori mai tineri aici pe canal, așa că o să vă anunț de pe acum că nu sunt cărți potrivite pentru publicul tânăr. Asta am avut chef să citesc pe anul 2022. Am avut la îndemână Kindle-ul și pe Kindle am Kindle Unlimited. Acolo pot să citesc multe cărți. Sunt foarte multe cărți romance și mi-a fost foarte ușor să citesc pe Kindle. Nu prea am cumpărat multe cărți pe parcursul anului, am cumpărat multe cărți la sfârșitul anului. Dar la începutul anului m-am bazat pe Kindle și de aceea, mă rog, mi-a fost foarte ușor. Mai citeam o carte, mai mi-apărea altă recomandare și tot așa. Și plus TikTok-ul m-a băgat într-un cerc dintre acesta unde primesc multe recomandări de cărți romance și mi se par foarte interesante și le citesc și majoritatea dintre ele mi-au plăcut. Așa că da, eu vă zic de pe acum, citiți ce vă face vouă plăcere. Aici la mine pe canal nu o să găsiți judecată în ceea ce privește cititul. Puteți să citiți ce vă place vouă, nu contează, pentru mine tot aia este. Atâta vreme cât o faceți din plăcere, nu mai contează. Eu nu sunt de acord cu treaba asta, dacă nu citești cărți clasice, degeaba citești. La sfârșitul zilei, fiecare citește absolut ce simte. Ce-i face plăcere? Pentru mine, până la urmă, asta este. O metodă de a evada, o metodă de a mă relaxa, de a mă bine dispune. Deci, în proporție de 95%, asta citesc. Citesc cărți care mă bucură, efectiv. Ce am chef în momentul ăla? Am chef de un romance, am chef de un fantasy, câteodată am chef și de un roman polițist sau de o carte clasică, dar nu-mi plac orice cărți clasice, tot pe partea asta mai romantică, mai drăguță, cum ar fi Jane Austen și așa mai departe. Cam asta este mica mea introducere, mica. Mai zic încă o dată, dacă aveți o vârstă mai mică, hai să zicem sub 17 ani, nu vă recomand acest clip, sub nicio formă și în niciun caz nu vă recomand aceste cărți. Acum fiecare, evident, face ce vrea, face ce-l taie capul, dar aceste cărți menționez clar că nu sunt pentru persoane tinere, pentru persoane mici, nu tinere, pentru că până la urmă și eu încă sunt tânără, mă consider încă tânără. Trecând peste acest subiect, haideți să începem cu prima serie de cărți. E drept că primele două sau trei le-am început în 2021, dar nu v-am vorbit niciodată despre ele mai în detaliu. Da, primele două le-am citit și pe a treia am continuat să o citesc la începutul lui ianuarie anul trecut. Și anume este această serie absolut minunată. Stați așa să o scot de aici. Bun. O să vorbesc despre cărțile Corey Riley,
acum la începutul clipului, pentru că sunt multe și chiar dacă nu le am pe toate, o să le menționez acum la început ca să nu intrăm iar în același subiect și așa mai departe. Termin cu ele și asta nici n-am citit-o încă. Aceasta este novela. Să vorbim mai întâi despre această primă serie care se cheamă Born in Blood, din câte mi-amintesc. Tot timpul confund, ziceam că seria se numește Bound by Blood, dar este Born in Blood. Ziceam Bound by Blood pentru că primul volum se numește Bound by Honor și am rămas cu Bound în cap. Să fac o mică introducere ale acestei serii, ale acestei lumi. Avem trei mari familii mafiote, este o serie mafia romance. Și avem trei familii, avem pe cei din New York, din Chicago și din Las Vegas. Avem New York familia, în Chicago avem The Outfit, se numește clanul mafiot și în Las Vegas îi avem pe cei din Camorra. În această primă serie, cei din Outfit și cei din familia sunt rolurile principale. Prima carte începe cu fiul șefului, în carte se numește Capo. Cel care conduce mafia din orașul respectiv se numește Capo, mă rog. Îl avem pe acest Capo al New Yorkului, care îl ia pe fiosul cel mai mare și vrea să-l căsătorească cu cineva din Outfit, cu cei din Chicago, pentru că erau în război. Toate familiile astea sunt în război unele cu celelalte, niciodată nu se înțeleg, evident tot timpul mai sunt drame și ca să împace cele două familii s-au gândit oamenii ăștia să căsătorească pe cineva din New York cu cineva din Chicago și îl avem pe Luca în rolul principal și cu Aria. Aria este din Chicago, este descrisă în carte ca fiind o mafia princess, cea mai frumoasă de la ei de acolo din Chicago. Este o bijuterie de fată care este dată în căsătorie lui Luca, care este copilul cel mai mare al conducătorului din New York, viitorul Capo, dar este foarte temut acest adolescent din cauza că a omorât multe persoane, printre care și pe verișorul s-a strâns de gât și l-a omorât, mă rog. Ia, o chestie din asta foarte, foarte violentă. În orice caz este foarte de temut acest Luca și evident că cei doi ajung să se căsătorească obligați de familie. El nu prea comentează la acest aspect. Ea, săraca, este terifiată, dar ascultă de familie, în special de taică-so, și se căsătorește cu Luca. Evident, fiind un romance, clar, cei doi ajung să se îndrăgostească unul de celălalt, avem o iubire cu năbădăi, Aria reușește să îl îmblânzească pe Luca. Luca în continuare este un om dur, este un om curajos, este un om desperiat, dar iubirea pentru Aria evident că îl îmblânzește. În fiecare carte, în fiecare volum în parte, avem alte personaje în rolurile principale, dar cumva și în celelalte cărți mai sunt mențiuni ale personajelor din cărțile trecute. De exemplu, avem în primul volum Bound by Honor, avem pe Aria și pe Luca. Apoi în Bound by Duty îl avem pe capoul din Chicago, capoul de la Outfit, care se căsătorește cu o fată pe nume Valentina. Capoul din Outfit a mai fost căsătorit, soția lui a murit și trebuie să se căsătorească din nou ca să facă un moștenitor, evident, și se căsătorește cu această Valentina. Este o poveste tare drăguță, dar vă zic sincer că nu a fost povestea mea favorită, nu sunt personajele mele favorite, cei din Outfit. Îmi plac cel mai mult personajele din New York și îmi plac personajele din Las Vegas, din Camorra. Acelea sunt favoritele mele, dar vorbim și de acelea imediat. Deci avem volumul 2 despre Dante și Valentina, așa se numesc personajele, și chiar dacă este în Chicago desfășurată majoritatea acțiunii, mai avem pe aici pe acolo mici mențiuni și de cei doi din prima carte, despre Aria și despre Luca. Apoi avem cartea mea favorită din serie, se numește Bound by Hatred. Și este cu fratele lui Luca, care este un dement, efectiv, este nebun, dus cu capul, dar îmi place la nebunie pentru că este și foarte amuzant. Și cu sora Ariei, care este o persoană încăpățânată și foarte hotărâtă, nu vrea să facă nimic din ce îi se zice, dar chiar fuge. Mateo, fratele lui Luca, vrea să se căsătorească cu ea pentru că i s-a pus pata pe ea, s-a îndrăgostit de ea și ea nu vrea și fuge. Dar până la urmă găsește, mă rog, se căsătoresc, pentru că eu nu vă dau un mare spoiler aici pentru că este destul de previzibil tot ce se întâmplă. Cu mici excepții pe aici pe acolo sunt câteva întorsături de situații care pe mine m-au lăsat cu gura căscată și mi-au plăcut. În această carte clar avem enemies to lovers, mai întâi sunt dușmani și apoi ajung să se iubească. Îmi place super mult această carte, mi-a plăcut povestea lor cel mai mult, al lui Mateo și al lui Gianna. Este atât de amuzantă și atât de plină de dramă și de întorsături de situație această carte, este favorita mea. Din păcate, cei doi au o singură carte. Mai sunt câteva mențiuni în
novelă. Pe urmă avem Bound by Temptation, care este cu cealaltă soră a Ariei, pentru că Aria mai are două surori și un frate. Și cea mai mică dintre fete se îndrăgostește de capitanul de mâna dreaptă a lui Luca. Și din cauza că cei doi se îndrăgostesc și până la urmă ajung să se căsătorească mai mult sau mai puțin pe la spatele tuturor, pornește din nou un război între New York și Chicago. Este o poveste de dragoste interzisă aici. Am uitat cum o cheamă. Lily o cheamă și pe el îl cheamă Romero. Volumul 4, volumul 5. Bound by Vengeance se desfășoară în Las Vegas. Ne bagă un pic în povestea celor de la Camorra. Este povestea lui Growl, care este copilul din flori al conducătorului de pe atunci, din Las Vegas. Nu pot să zic că m-a dat pe spate povestea lor și eram un pic așa în pom, pentru că citisem despre New York, despre Chicago și acum eram pur și simplu în pom pentru că am ajuns în Las Vegas și nu înțelegeam ce se întâmplă cu personajele, de unde sunt, cine sunt ăștia. Dar mă rog, până la urmă m-a prins și spre sfârșitul cărții, evident, apar din nou personajele din New York. Cei trei, Luca, Mateo și cu Romero și le avem pe cele trei surori. O să apară la sfârșit în această carte și mi-a plăcut tranziția aceasta, cum ajung Growl și cu Cara în New York. Pe urmă avem altă carte, a doua, pe locul 2 această carte din această serie, este Bound by Love și este din nou cartea lui Luca și a lui Aria. Ce se întâmplă după toate aceste cărți pe care vi le-am menționat eu aici, continuarea poveștilor. Este o carte destul de zdravă în față de celelalte și mi-a plăcut super mult. Ce drame mai sunt pe aici și cum Aria și cu Luca ajung să își dezvolte relația. De fapt, faptul că o să vă zic și de cealaltă serie este clară. Că în ultima serie este vorba despre copiilor. Clar, o să apară și niște copii pe aici, în aceste serii. Și, mă rog, ultima este Bound by the Past și este tot așa cu Dante și cu Valentina din Chicago și această carte cumva te introduce în seria a doua, care este despre cei din Camorra, din Las Vegas. Chiar dacă este în mare despre Dante și Valentina, avem aici o mențiune către cei din Camorra, pentru că o fată din Chicago ajunge să fie răpită de cei din Camorra și să rămână acolo, să se căsătorească ea cu unul din cei din Camorra. Deci, după cum ziceam, am citit aceste cărți, care sunt 7, v-am zis, 2 dintre ele au fost în 2021, ignorați-le la numărătoare. Deci, acestea 7 și mai este cartea lui Luca, care se numește chiar așa Luca Vitiello. Este povestea Ariei și a lui Luca, dar poveste din perspectiva lui. Și pe aceasta am citit-o, dar o am pe Kindle, aceasta este coperta. Acum să fac mențiunile seriei din Camorra, care este favorita mea. Încă nu le-am cumpărat pe acestea, pentru că momentan au coperțile acestea, care nu pot să mă nebunesc după ele. Și autoarea a anunțat că o să facă niște coperți cum sunt acestea, în genul acestora. Iar le numește Discreet Covers. Și aștept să apară acelea ca să le iau, pentru că și celelalte de aici tot așa au fost scoase în variantă cu un personaj, cu un model pe copertă sau varianta discretă. Și ca și aspect îmi place mai mult varianta discretă, așa că aștept să apară și seria Camorra cu varianta aceea, de aceea nu le-am cumpărat încă fizic. Aceste serii de cărți ale Corei îmi plac la nebunie. Sunt printre favoritele mele când vine vorba de cărți romance. Îmi plac atât de mult. Imaginați-vă că le-am citit pe nerăsuflate pe acestea și am ținut morțiș să le am și eu la mine în bibliotecă. Haideți să vă povestesc despre seria Camorra. Fac o mică descriere, deci în Camorra Chronicles, așa se numește seria, este vorba despre cei din Las Vegas. După cum ziceam, în Bound by Vengeance este Growl, care este fiul din flori al conducătorului. Mă rog, una peste alta, conducătorul acela moare, dar el mai are patru băieți. Patru băieți din căsătoria lui. Cel mai mare este conducătorul de drept al mafiei din Las Vegas. Această serie despre acești patru frați, plus în Twisted Loyalties este fratele al fetelor, Aria, Gianna și cu Lily, fratele lor, care cumva l-a dezamăgit pe tatăl fetelor și, mă rog, pe tatăl lui, cel din Chicago. El era mâna dreaptă a conducătorului din Chicago și cum îl cheamă, că am uitat. Tot timpul uit cum îl cheamă. Fabiano. Fabiano este fratele fetelor. Tatăl lui vrea să scape de el, vrea să-l omoare și el ajunge să fie salvat de, culmea, viitorul conducător al mafiei din Las Vegas, de Remo. Și el ajunge să fie în Las Vegas, să fie mâna dreaptă a lui Remo. Avem pe Leona, pe Fabiano, povestea lor de dragoste. Este o poveste drăguță, mi-a plăcut. E ca o introducere, pentru că
Așa cunoaștem personajele din această serie, pe Remo, pe Nino, cei doi frați cei mai mari, și apoi ceilalți doi mici, am uitat cum îl cheamă pe cel Savio și cu Adamo. Aceștia sunt frații Falcone și pe Fabiano l-au luat sub aripa lor și, mă rog, este considerat ca și fratele lor, sunt acolo în familie, chiar dacă nu e sânge din sângele lor, îl consideră familie. Apoi a doua carte, care se numește Twisted Emotions, este una din cărțile mele favorite, deci, nu știu, volumul 2, 3 și 4, n-aș putea să aleg unul dintre ele care mi-a plăcut cel mai mult. În volumul 2 l-avem pe Nino și pe Chiara. Chiara este o verișoară de-a lui Luca, deci iar avem personaje din prima serie și din New York care apar în cărțile lor. Chiara mi se pare un personaj feminin atât de mișto, o persoană atât de dulce și o persoană atât de blândă, dar totuși care a suferit niște traume în copilărie și cu ajutorul lui Nino reușește să și le rezolve. Și evident și Nino are niște sechele pe aici pe acolo și cumva reușesc amândoi să se vindece unul pe celălalt și mi se pare o poveste de dragoste atât de frumoasă, atât de frumos descrisă, atât de multe momente frumoase în carte, deci mi-a plăcut la nebunia acest volum. Pe lângă toate astea, o să fac aici mențiunea că familia aceasta, familia Falcone, cu toate că și familia din New York îmi place mult, dar cum sunt aceștia, relația dintre frați și mai apoi relația tuturor și femeilor care vin în viața lor, toți locuiesc în aceeași casă, relația dintre toți așa la un loc, mi se pare extraordinară, mi se pare atât de amuzant, sunt și multe faze amuzante în aceste cărți, deci mi-a plăcut la nebunie, efectiv aveam multe capitole la care râdeam în hohote, singură de nebună cu cartea în brațe, mă rog, cu Kindle-ul în brațe, și râdeam. Îmi place la nebunie și aș citi despre această familie mult, mult și bine. După ce am terminat seria aceasta cu Camora Chronicles, m-am bucurat foarte mult pentru că, evident, și în volumele ce urmează cu copiii lor, avem mai multe scene descrise din familia lor și cum s-au dezvoltat, cum au crescut, cum sunt ei ca și părinți. În orice caz, Twisted Emotion despre Nino și Chiara. Apoi avem Twisted Pride, cu cel mai mare, cu cel mai nebun dintre frați, cel mai periculos dintre frați, care este și conducătorul lor. Conducătorul Camora este Remo, care ajunge din nebunie răzbunare să fure o fată din Chicago, care urma să se căsătorească, chiar în ziua nunții ei o fură, o răpește, ca să-i enerveze pe cei din Chicago și, mă rog, evident că ajunge să se îndrăgostească de ea, ajunge să-i dea viața peste cap și asta este o carte care mi-a plăcut atât de mult să văd cum se dezvoltă un personaj atât de nebun ca și Remo, atât de periculos, cu atât de multe traume din copilărie, să văd cum se dezvoltă și cum se transformă din cauza sau datorită, mai bine zis, iubirii pe care o poartă personajului principal feminin, Serafina, cum este toată povestea dintre ei. Toate aceste lucruri, din păcate, ce se întâmplă în Twisted Pride, se povestește și în această carte, Bound by the Past, deci dacă citiți această carte, evident că asta este ordinea, pe la urmă, sunt descrise foarte multe lucruri din Twisted Pride și cumva vă luați niște spoilere. Este povestea din prisma lui Dante, este povestit totul din prisma lui de la depărtare, dar chiar și așa, când o să citiți Twisted Pride, dacă luați în ordine, o să știți cam ce se întâmplă, cam asta este problema. Și mai este Twisted Bonds, care este tot așa continuarea poveștii lui Nino și a Chiarei. Sunt niște personaje absolut minunate și m-am bucurat din suflet să văd că au și o continuare a poveștii lor și cum se dezvoltă și, mă rog, nu ar trebui să zic prea multe, pentru că dau foarte multe spoilere. Pe urmă mai sunt ultimele două care se numesc Twisted Hearts, care este din perspectiva lui Savio, care este penultimul frate. Acest personaj este destul de gagicar, ca zic așa, și trece prin multe relații de-astea pasagere și personajul feminin principal cam suferă și nu prea mi-a plăcut. Treaba asta, mă rog, pe la urmă toate se așează frumos, dar nu a fost cartea mea favorită. Și mai este Twisted Cravings cu fratele cel mai mic, cu Adamo. Mă duce un pic cu gândul această carte la Fast and Furious, pentru că Adamo este mare fan curse de mașini și ea la fel, personajul din feminin din carte. Pe ea chiar am uitat cum o cheamă. Dinara. Este, culmea că este din mafia rusă. Este un personaj total din altă lume pentru ei. Deci, momentan, v-am zis de 12 cărți citite în 2022, mă rog, plus celelalte două pe care le-am citit în 2021. Și hai să termin cu această nebunie cu Cora Riley, să vă zic și despre aceste cărți pe scurt. Cea mai nouă serie pe care o scrie acum este Sins of the Fathers. Și această serie, din câte am înțeles, pentru că sunt pe un grup din ăsta al ei, această serie o să fie numai despre copiii conducătorilor din New York, Chicago și Las Vegas și o să mai facă încă o altă serie care nu se știe încă cum se cheamă cu ceilalți copii, pentru că sunt mulți
de exemplu și Mateo și Gianna din prima serie. Sunt mulți alții, Nino și Chiara, de exemplu. Copiii lor o să fie în altă serie. Momentan avem copiii conducătorilor. În primele două volume, pentru că sunt aceleași personaje în primele două volume, se numește By Sin I Rise și este partea 1 și partea 2. Este despre fata lui Luca și a Ariei, despre Marcela, care se îndrăgostește de un outsider, de un om care n-are nicio legătură cu mafia, ba chiar vrea să se răzbune pe Luca și pe mafie. Dar ajunge să se îndrăgostească de Marcela, Luca își calcă peste orgoliu și îl acceptă. Nu pot să zic că acestea două au fost favoritele mele. Prima parte i-am dat, cred că 4 steluțe și la a doua i-am dat 3 steluțe sau nu mai știu exact. Ceva în genul. Au fost drăguțe. Mi-a plăcut să reintru în poveste, în această lume, să citesc și că sunt câteva capitole și scrise din perspectiva lui Aria și a lui Luca. Din nou, Cora Riley oricum scrie într-un mod care pe mine mă prinde și mă bagă în poveste și efectiv mi se face pielea de găină când citesc poveștile ei, pentru că scrie atât de frumos și atât de bine încât te face să fii acolo cu personajele. Dar nu pot zic că a fost povestea mea favorită. Poveste de dragoste dintre cei doi. Apoi avem volumul al treilea, care este By Virtue I Fall și este despre fata lui Dante și a Valentinei din Chicago, care se îndrăgostește de ghișcete bodyguardul ei. Aceasta mi-a plăcut foarte mult. Cu toate că Dante și Valentina nu sunt favoriții mei și povestea mafiei din Chicago nu este favorita mea deloc, nu știu, nu m-au prins personajele din această parte din Chicago, dar ea, Ana, personajul principal, fata lui Valentina și a lui Dante, mi-a plăcut foarte, foarte mult și la fel și bodyguardul. Mi se par două personaje foarte, foarte mișto și mi s-au părut mai bine scrise decât ceilalți din Outfit. Încerc să nu mă lungesc foarte mult și să nu vă dau prea multe spoilere, pentru că oricum deja v-am dat destule. Volumul al patrulea, favoritul meu până acum, se numește By Fate I Conquer, cu toate că mi se pare un volum destul de mărișor. Mie mi-a plăcut super mult. Multă lume zice că ar fi putut fi scrisă povestea acestor doi mai pe scurt, dar mie mi-a plăcut super mult. A fost exact așa cum trebuie după mine. Este povestea lui Amo, băiatul lui Luca și al Ariei. Îl avem pe Amo și pe Greta, care este fata lui Remo, New York cu Las Vegas-ul, la fel ca și Las Vegas-ul cu Chicago și Chicago cu New York sunt dușman de moarte și când ajung, evident, și Remo și Luca sunt doi nebuni, își iubesc copiii mai mult decât orice pe lume și vă dați seama că nu le pică bine nici l-unul, nici l-celălalt, că cei doi copiii lor vor să fie împreună. În special, personajul care le pune bețe cel mai mult în roate este fratele geamăl al Gretei, care este mai nebun decât Remo, deci abia aștept povestea lui, dar în această carte avem la fel o poveste de dragoste interzisă între cei doi, dar o poveste foarte frumoasă și îmi place super mult de Greta. Este un personaj feminin atât de bine descris, atât de frumos. Pe de o parte m-am și pus în pielea ei, pentru că este o persoană destul de retrasă, nu-i place aglomerația, nu-i place lumea nouă, nu-i place să fie în centrul atenției și iubește foarte mult animalele, ia toate animalele abandonate, le îngrijește, are o căsuță ca o mică fermă, efectiv, de unde ia toate animalele, până și porci și cai și mai știu eu ce, vai de capul lor, ia în grija ei. Îmi place super mult povestea între cei doi, între 16. Încă n-am ajuns la jumate. Deci, momentan 16 cărți din cele 51. Trec înapoi la lista de pe Goodreads. Ah, încă o serie pe care am citit-o și mi-a plăcut super mult. Seria se numește The Miles High Club și este o serie romance cu niște milionari. Avem 4 volume, mi se pare că au fost și traduse câteva în română. Eu o să am grijă să las cărțile traduse, o să las link-uri și în engleză și unde găsesc, le las și în română. Aceste serii ale Corei Riley, din câte știu eu, nu sunt traduse, din păcate, în română. Dar sper să fie, pentru că sunt foarte bune. După cum ziceam despre seria aceasta cu Miles High Club, avem The Stopover. Este un romance tare drăguț, cu o poveste romantică între două personaje care nu se cunosc, se întâlnesc întâmplător într-un avion. Evident că pun ochii unul pe celălalt și ajung să aibă o aventură de noapte, pentru că avionul trebuie să oprească brusc undeva și, mă rog, soarta, ce să vezi, îi face pe cei doi să petreacă o noapte împreună și după aceea nu fac schimb de numere, nici de nume și pur și simplu nu mai vorbesc unul cu celălalt, nu se mai văd și, ce să vezi, ea ajunge în New York la un job nou unde șeful ei, cel care conduce această companie unde se angajează,
este bărbatul din avion. Continuă să lucreze acolo și evident că relația dintre cei doi continuă. Într-un mod tare drăguț, dar trebuie să menționez că nu a fost volumul meu favorit, nu m-a dat pe spate, mi-a plăcut, a fost, după cum am zis, un romanț drăguț. Am citit-o destul de repede, nu m-a plictisit, dar nu a fost nici cea mai bună. Îmi place cum scrie această autoare, în sensul că m-a prins, deci nu m-a plictisit, nu m-a dus la mama naibii să-mi povestească nu știu ce chestie ca să mă întoarcă, deci scrie foarte, foarte ok, se citesc repede cărțile ei, te bagă în poveste, te face să trăiești acolo cu personajele, deci asta mi se pare un lucru foarte important, în general la cărți, indiferent ce gen este, să te facă să te prindă, să te țină acolo cu sufletul la gură. Și această autoare mi se pare că scrie la fel, chiar dacă nu sunt cele mai wow povești, mi se pare că scrie foarte ok și mi se pare că m-a băgat în poveste. Mi se pare că are doza perfectă de dramă, de romans, această carte. Este destulă chimie între cele două personaje, spice-ul este ce trebuie. Este bine punctat, este bine, nu mai zic, spice-ul din cărțile Corey Riley este foarte, foarte bun. La fel ca și în această serie pe care vă zic acum, este o lectură lejeră care se citește repede și cu o poveste drăguță, dar mi se pare ok de început cu aceasta pentru că te bagă în poveste. Următoarele două volume mi-au plăcut mult, mult mai mult. Al doilea volum este The Takeover și este despre Tristan, următorul frate, pentru că sunt patru frați al acestei familii, familia Miles, sunt patru frați și fiecare, evident, are câte o poveste în volume diferite. Și în această carte l-avem pe Tristan, care se îndrăgostește de Claire. Claire, care este o văduvă de, e văduvă de câțiva ani buni și are trei copii. Cei doi se îndrăgostesc și încearcă să aibă o relație și cei trei copii le pun bețe în roate. Mai mult sau mai puțin unii dintre ei. Romansul din această carte și relația dintre cele două personaje principale mi se pare atât de frumoasă și atât de bine descrisă și efectiv, nu știu, nu mi se pare nimic exagerat, nu mi se pare nimic tras de păr în această carte, pur și simplu este o poveste frumoasă de dragoste între două personaje care sunt total la poli opuși, dar ajung pe la urmă să facă să funcționeze totul. După multe drame, după multe încercări, l-avem pe Tristan, care este un personaj masculin atât de mișto, cu toate că pare să fie destul de enervant la început, că este el foarte, foarte ambițios, vine să-i dai două palme să se mai trezească un pic la realitate, dar îmi place mult încăpățânarea lui, este un personaj tare, tare bine descris, adică îți face o imagine foarte frumoasă în cap și plus de asta este foarte amuzant. Sunt multe scene în această carte care sunt atât de amuzante, deci m-am prăpădit de râs. Super, super mult mi-a plăcut. La fel ca și aceasta, este volumul al treilea, care se numește The Casanova. A trebuit să pun această carte pe primul loc în favoritele mele dintre cele patru. Cumva este la același nivel cu The Takeover pentru mine, dar ce m-a făcut să pun această carte pe primul loc este faptul că, la un moment dat, personajul din carte cumpără Vita Mai Conacul undeva în Anglia, la țară, ceea ce este fix pe sufletul meu, cum este descris locul din prejurul casei, cu animăluțe, undeva la țară, este fix pe sufletul meu. Deci mi-a plăcut super mult, dar și personajul masculin principal, am uitat acum cum îl cheamă. Stați să verific, pentru că v-am zis, stau foarte prost la capitolul nume. Îl cheamă Elliot și ea este Kate. Ok, Elliot și Kate. Elliot este al treilea frate, ca și celelalte volume. Nivelul de romance, nivelul de spice din această carte, modul de a descrie interacțiunea dintre cei doi și nivelul de spice al acestui romance mi se pare extraordinar de bun. Plus partea amuzantă a acestei cărți. Este fix ce trebuie, fix ce îmi place mie. Și apoi avem ultimul volum, care nu pot zic că a fost favoritul meu sub nicio formă. M-a plictisit destul de mult. Toate că a avut și multe scene drăguțe, multe scene romantice drăguțe și scene haioase pe aici pe acolo, dar m-a cam plictisit. Nici personajul masculin nu m-a dat pe spate, n-a fost favoritul meu. Ultimul frate, care este cel mai mic și este plin de fițe și figuri și ajunge să zică, domnule, eu vreau să plec fără niciun ban, fără nimic, ca să plec în lume, să dau un conjurul lumii timp de un an și să mă duc la hostelul din astea unde stai cu mai mulți în cameră și să încerc să muncesc pentru banii respectiv, pentru că a realizat nivelul de fițe pe care îl are, ca să zic pe aia dreaptă, și se duce efectiv în lume. Nu zice cine este el cu adevărat, nu zice că este un milionar plin de bani și așa mai departe, ci pur și simplu își pune al nume și pleacă în lume. Evident, în călătoria lui cunoaște o fată care este simpluță, trăiește la o fermă undeva în America, ajunge să se îndrăgostească unul de celălalt. Evident, sunt din două lumi diferite, dar cumva reușesc, fiind un romans previzibil cu final fericit, ajung să dreagă lucrurile și să rezolve situația. Pe ea o cheamă Hayden și el este, mai chiar așa nu scrie numele lui, că am uitat complet cum îl cheamă, Christopher. Christopher este
personajul nostru, ultimul frate, Miles, din această carte. Care carte am și uitat, am pus-o aici pe ecran, dar se numește The Do-Over. Am să mai vorbesc despre 5 cărți în acest clip, ca mai apoi să îl tai și să vorbim după aia în alt clip despre celelalte cărți. Fac lucrul acesta pentru că o să-mi fie mult mai ușor la editat, ca să nu stau foarte, 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 foarte mult să îl editez și să-l aveți cât de cât la timp pe YouTube. Sper să nu vă deranjeze prea tare. O să mai vorbesc acum despre 5 cărți, după cum am zis. O serie care începe să fie publicată și la noi, din câte am văzut pe internet, din câte am înțeles, la începutul anului, ianuarie-februarie, la Epica. O să apară, stați așa, să iau și cărțile lângă mine. Această serie este următoarea despre care vreau să vă vorbesc, și anume seria Twisted, de Anna Huang. Cred că așa se pronunță. Este o serie cu personaje diferite. În următoarele volume sunt menționate și personajele din volumele trecute, ca și în celelalte cărți, de altfel. Începem cu Twisted Love. Acesta este primul volum care o să fie tradus de curând la noi. Nu este volumul meu favorit, dar îmi place cum scrie această autoare, la fel ca și celelalte menționate de mine. Știe să bage în poveste, dar această poveste nu pot zic că a fost favorita mea. Îl avem pe Alex Volkov, care este un milionar cu un trecut destul de urât. La fel și el are multe sechele din copilărie, are multe lucruri de rezolvat, atât psihic cât și după mintea lui, vrea să le rezolve și în viața reală, să scape de ele. În misiunea lui de a rezolva demonii trecutului, se trezește că trebuie să aibă grijă de sora prietenului lui cel mai bun, care, mă rog, să aibă grijă că nu era o copilă, era la facultate, Eva Chen. Fratele ei pleacă în nu știu ce delegație undeva la capătul lumii și l-a rugat pe prietenul lui Alex să fie cu ochii pe ea, să nu intre în cine știe ce probleme, dacă are nevoie de ceva să o ajute și așa mai departe. E, ce să vezi, o ajută, dar ajută mai mult decât și-ar fi închipuit fratele ei că o să o ajute. Nu a fost povestea mea romance favorită, nu m-a dat pe spate și el, ca și personaj masculin, mă scoate din minți. În general, așa e drăguță cartea, are câteva scene drăguțe pe aici pe acolo, dar el este foarte, foarte enervant. Groaznic de enervant. M-a prins cartea și m-a făcut să mă intereseze, pentru că în această carte avem 4 prietene foarte, foarte, foarte bune, fiecare cu personalități diferite. Cărțile sunt despre cele 4 fete, cu fiecare cu relația lor. Citind această carte și citind despre celelalte 4 fete, m-a făcut să continui cu seria, pentru că altfel nu știu dacă eram atât de curioasă să continui. E o lectură lejeră, care se citește repede, dar nu m-a dat pe spate. Twisted Love, dar avem această carte care mie mi-a plăcut super mult, este Twisted Games, cu una dintre cele 4 fete, după cum am zis. O avem aici pe Bridget, care este prințesă a unei țări micuțe din Europa. Mă rog, era prințesă, avea un frate mai mare care urma să urce pe tron, dar ce să vezi, frate s-o renunță și se trezește ea că trebuie să fie următoarea la tron, să preia controlul. Nu asta este neapărat chestia principală. Problema este că aici se dezvoltă o iubire interzisă cu bodyguardul ei. Ea fiind acum moștenitoarea țării, ce să vezi, că nu prea puteai să te căsurești cu nei ca nimeni. Se întâmplă niște chestii prin carte care ajung să ducă la un final fericit. Ce să vezi? Dar mie mi-a plăcut mult mai mult. Cel puțin îmi place și personajul feminin și personajul masculin, spre deosebire de aceasta. Aici nu mi-a plăcut deloc de el, dar aici mi-au plăcut ambele personaje, și cel masculin și cel feminin. Mi-a plăcut mult relația dintre ei și scenele din această carte sunt ce trebuie. La fel și cu aceasta. O avem în această carte pe Jules. Aici am zis cine este. Am zis că este Bridget, ea, și el îl cheamă Rhys. Și aici avem pe Jules și pe fratele Avey. Din prima carte, prietenul cel mai bun al lui Alex este Josh. Și aici este o relație de ură între cei doi, nu se suportă. Din prima carte vedem că cei doi nu se suportă absolut deloc, tot timpul se ceartă și sunt la cuțite. Ei, și ce vezi, că aici ajung să fie friends with benefits, sau mă rog, cum ziceau ei? Enemies to benefits, ceva în genul ziceau prin carte, din câte mi-amintesc. Îmi place super mult dinamica, fazele amuzante, sunt câteva lucruri pe aici pe acolo care sunt destul de toxice și nu prea ok, dar cumva o drag până la final și eu am trecut
peste acest lucru, pentru că până la urmă este ficțiune. Aceasta mi-a plăcut cel mai mult dintre toate cele patru. Aceasta a fost favorita mea și îmi place cel mai mult relația nebună dintre cei doi. Și apoi este ultima, care n-a fost nici preferata mea, dar mi-a plăcut un pic mai mult față de prima, Twisted Love. Aceasta este Twisted Lies, cu ultima dintre cele patru prietene, cu Stella și cu Christian Harper, care Christian Harper este un milionar, un om plin de bani, cu putere și așa mai departe, și cu Stella, care este o influencer, care își dorește să devină designer vestimentar. Relația dintre cei doi ajung să aibă o relație în aceasta de fake dating, se prefac că sunt împreună pentru ochii lumii, o ajută și pe ea cu Instagramul și pe el îl ajută să scape de presă și așa mai departe, să nu mai zăpăcească de cap când își găsește și când face, când rege. A fost o înțelegere între cei doi să se prefacă că sunt împreună și să se ajute unul pe celălalt cu acest lucru. Ei bine, ce să vezi, carte romance, se îndrăgostesc. Această carte mi s-a părut prea lungă. Treaba este că la un moment dat apar niște probleme, ea este urmărită de cineva, are un stalker și el fiind un om atât de bogat și cu influență, apar câteva probleme și din partea lui. Mi-a plăcut drama, mi-a plăcut relația dintre cei doi, dar mi s-a părut puțin prea lungită această carte, puțin prea lungă povestea. Mi se părea că dacă, nu știu, mai tăia câteva pagini din această carte, era mai ok. Nu m-a dat pe spate, nu pot să zic că mi-a plăcut la fel de mult cum mi-au plăcut volumele de mijloc, Twisted Games și Hate. Toate ca toate, în mare mi s-a părut foarte simpatică această serie, se citește foarte ușor, sunt niște lecturi legere, de aceea le-am și cumpărat pentru colecția mea, v-am zis. În mare citesc pe Kindle, dar dacă îmi plac foarte mult acele cărți, le cumpăr și în variantă fizică, pentru că vreau să le am în colecția mea. Nu mai cumpăr așa cărți, nu prea mai cumpăr cărți fără să le citesc înainte pe Kindle, pentru că de multe ori am ajuns să nu-mi placă unele cărți și să ocupe loc în bibliotecă. Ce păstrez în ce vedeți voi aici, în aceste două biblioteci, o să fie cărțile care îmi plac la nebunie, care mi-au provocat anumite sentimente, mi-au dat o stare bună și așa mai departe, care simt eu că merită să fie la mine în colecție. Da, de aceea le-am și cumpărat, chiar dacă le-am citit inițial pe Kindle, le-am și cumpărat în variantă fizică, pentru că, v-am zis, mi s-au părut niște lecturi simpatice, care am simțit eu că merită să fie în biblioteca mea. Hai să vorbesc despre asta mai întâi. Nu am ce să vorbesc foarte mult despre această carte, fiind volumul numărul 4, dar o să fac aici mențiunea. Restul o să le lăsăm pentru celălalt clip, pentru că nu vă faceți griji, că avem de vorbit și acolo despre multe cărți. Stau acum să mă uit pe listă, celelalte cărți o să vi le arăt prin poze, pentru că nu le am în variantă fizică încă pe unele dintre ele. O să fac scurt mențiunea acestei cărți. Este o serie tare controversată, pentru că am văzut că multă lume este împotriva acestei serii. Seria se numește From Blood and Ash. Este tradusă și la noi, dar nu știu dacă sunt toate încă. Acesta este primul volum din Sânge și Cenușă. Aceasta este seria de Jennifer Armentrout. Este o serie care are la bază personajul feminin Poppy. Este o lume total nouă, în care avem vampiri, avem vârcolaci, dar sub alte denumiri. Nu este denumirea de vampir sau de vârcolac, sunt altfel termenii pentru aceste personaje fantastice. Să vă citesc descrierea pe scurt. Citindu-le în engleză, îmi vin termenii în engleză la anumite lucruri și vreau să văd cum este tradusă descrierea în română. Ia să vedem. Primul volum din seria Blood and Ash, o fecioară, The Maiden, asta ar fi traducerea, aleasă de la naștere să fie cea care să le ofere oamenilor calea spre o altă lume. Poppy nu a simțit nicio clipă că propria viață îi aparține. Fiind săraca în carte, cei care o țin prizonieră nu folosesc aceste cuvinte, pentru că, vezi, doamne, în ochii lor, ea face un lucru bun pentru populație, să-i salveze, dar încolo este ținută sub control, este pur și simplu sechestrată și obligată să facă ce zic ei ca să salveze lume, o tâmpenie. Viața fecioarei este una solitară, nu trebuie să fie niciodată atinsă sau privită, nu trebuie să îi se vorbească, iar plăcerile de orice fel îi sunt total interzise. În vreme ce așteaptă ziua ascensiunii, ziua în care ar fi fost sacrificată, ea ar prefera să-și petreacă timpul alături de gardienii castelului în care trăiește, luptând împotriva forțelor răului care i-au ucis părinții, decât să se comporte astfel încât să fie considerată vrednică de către zei. Însă alegerea nu i-a aparținut niciodată ei cu adevărat. Viitorul întregului regat depinde de Poppy, deși ea nu este convinsă că este ceea ce își dorește.
căci fecioara are și ea inimă și suflet și dorințe. Iar când Hawk, gardianul cu ochii aurii, însărcinat să-i poarte de grijă până la ascensiune, apare în viața ei, menirea și datoria se întrepățurând cu dorința și nevoia. El îi strânește furia, o face să pună la îndoială toate lucrurile în care crede și o ademenește spre păcate interzise. Este o întreagă nebunie și o întreagă dramă cu această poveste. Îmi place foarte mult cum scrie această autoare, Jennifer Armentrout. Tot timpul mi-a plăcut și această carte nu este cu excepție, cu toate că este o carte, o lume nouă, vă dați seama, trebuie să fie multă descriere. Toate volumele, după cum le vedeți, sunt zdravene. Adică mi-e și greu să le țin în mână. Primul volum, de exemplu, are 600 și... Și celelalte la fel. Sunt niște volume destul de cuprinzătoare, cu multe detalii și poate pentru unele persoane prea multă acțiune. Dar mie mi-au plăcut toate volumele, pentru că fiecare volum a avut niște întorsături de situație care pe mine m-au lăsat cu gura căscată. Și am ajuns să citesc anul acesta, anul trecut, volumul al patrulea, The War of Two Queens, care mi s-a părut și mai și, adică a avut și mai multă acțiune și mai multă dramă și întorsături de situație. Deci sunt aici niște chestii care efectiv eram... Voiam să trec și mai departe și mai departe să văd ce se întâmplă, deci nu am putut să o las din mână. Mi-a plăcut super mult și abia aștept să apară volumul al cincelea, din câte am înțeles apare prin primăvară așa. Chiar mi-au plăcut aceste cărți și le-aș recomanda cu mare drag, cu toate că v-am zis. Uitați ce monștri de carte, după părerea mea chiar merită. Cam asta este cu aceste cărți. Prima parte a clipului cu cărțile citite pe 2022. Spuneți-mi dacă ați apucat să urmăriți până aici, dacă ați citit ceva din aceste cărți sau dacă din descrierea succintă pe care v-am făcut-o eu v-am făcut curioase sau curioși să le citiți și voi, să le puneți pe listă. Îmi face mare, mare plăcere când primesc comentariile de la voi și îmi spuneți că datorită mie ați citit anumite cărți, că ați cumpărat, mă rog, cred că portofelul vostru nu mi-i mulțumește, dar... Sper că voi să mulțumiți. Așa sunt și eu, credeți-mă, că urmăresc câteva persoane care îmi plac foarte, foarte mult și pe TikTok și pe Instagram și pe YouTube, persoane care vorbesc despre cărți și când văd acolo recomandări, credeți-mă că lista mea se face și mai lungă și mai lungă și mai lungă și da. Am să închei acest clip aici, am să mă pun să-l editez și să-l urc cât se poate de curând pe YouTube. Am lipsit zilele acestea din cauza virozei minunate, care m-a făcut să-mi pierd vocea de tot. Încă mi-este vocea un pic șubredă, dar mă simt mult mai ok, așa că revenim la filmat. În același timp filmez și un vlog, așa că fiți pe fază că o să vină și acela. Cred că între acest clip și celălalt cu partea a doua o să mai fie alt vlog sau ceva la mijloc, dar nu vă faceți griji, vine și partea a doua. Cu cărți, tot așa, îmi pare rău, romance. 18 plus, majoritatea, nu le recomand persoanelor tinere. Sper să nu vă supărați prea tare pe mine. Știu că mă urmăresc și persoane mai tinere, după cum am zis, dar încerc ca anul acesta să citesc un pic mai variat ca să am să fac recomandări și persoanelor mai tinere. Deci fiți pe fază că urmează multe, multe alte clipuri cu cărți și nu numai. Știți că la mine o să găsiți o varietate. Postez aici tot ce îmi face mie plăcere, așa că sper să vă placă dacă sunteți noi pe canal. Nu uitați să vă abonați. Dacă v-a plăcut ce ați văzut până acum, nu uitați să dați un like acestui clip. Vă aștept cu mare drag în comentarii. Spuneți-mi, v-am zis, dacă ați citit ceva din ce v-am arătat eu aici sau dacă aveți ceva recomandări pentru mine, vă aștept cu mare, mare drag. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram. Aveți aici username-ul. Cam atâta pentru astăzi. Vă pup și ne vedem data viitoare.